Situația reglementării în România a mers în paralel cu celelalte țări europene, în paralel cu celelalte țări participante la deciziile comune ale Institutului European de Standarde Telecomunicații, ETSI. Decizia de principiu este de a privi frecvența de 70-80 de GHz ca o frecvență care regim de licențiere să fie ceea ce se numește Light Licensing, adică un procedeu bazat pe autoregistrare prin internet și taxe extrem de joase. În țările europene care au încheiat deja procedura de reglementare, taxele acestea pot fi între 50 de lire sterline pe 10 ani la toată banda în Anglia și mergând până la 80-100 de euro pe an pentru aproape toată banda în Polonia sau în Cehia. Există țări unde deja regulatorul a renunțat la perceperea unei taxe pentru că tot procesul este mult mai complicat decât suma pe care o poate cere. Esențialmente, pentru oricine verifică pe site-ul Ancom, se vede că se urmărește ca la sfârșitul trimestrului 3 la acestui an, deci în septembrie, când se va publica faza la care se va ajunge, sperăm finală, a hărții actualizate a frecvențelor, hartă armonizată cu cea europeană și adusă la zi, cu acea ocazie se va finaliza și procedura de utilizare a frecvențelor de 70-80, desigur 60 de GHz. În momentul de față este permisă utilizarea prin punerea în aplicare a unei proceduri de licență temporară și există un număr de utilizatori în România, mă refer chiar la soluția Siklu în acest domeniu. Acești utilizatori sunt, unul dintre ei ajunge la o cantitate de aproximativ 100-110 link-uri instalate la sfârșitul trimestrului următor. Deci, tehnologia a fost foarte, foarte bine acceptată, a fost testată în diverse categorii de utilizatori, incluzând operatorii mobili. Deci, cam asta este despre situația în România. Suntem foarte optimiști în legătură cu perspectiva, mai ales odată ce Ancom va publica reglementarea, în așa fel încât ISP-știi și ceilalți operatori alternativi, operatori de cablu și altele, să aibă liniștea că tradiționala problema a costurilor de licență este depășită și este clarificată. În aceste săptămâni, sau săptămâni plus luni, se vor publica licitații globale în cele trei cele mai mari grupuri de operatori mobili, licitații pentru această frecvență. Deci, indiferent când va fi momentul în care se va și în ce ritm se vor implementa lucrurile povestite aici în conceptul de sponsor și altele, pregătirea de adoptare a acestui gen de tehnologie este foarte intensă. Bănuim că aceasta va da un impuls întregului domeniu. În momentul în care nu mai vorbesc despre efectul asupra costurilor, prin aceea că cererea va crește și, sigur, costurile vor scade, mai ales în cazul unui vendor ca Siklu, care structura totul pe semiconductori, unde sigur că prețurile, costurile și deci prețurile sunt extrem de sensibile la cantități. Deci, anii ăștia de criză ne-au învățat cumva să fim de un optimism măsurat, dar suntem optimiști. Atenție, colaborăm foarte mult cu operatorii înșiși, într-o serie de aspecte. De exemplu, instalarea este mult mai simplă ca înainte, nu ai nevoie să ai oameni de nu știu câte zeci de ani de experiență în radio și așa mai departe, anumite lucruri pe care înainte le delegai cuiva și te costau, poți să le faci singur. Pe de altă parte, suntem extrem de sensibili la ceea ce învățăm de la operator și ceea ce ne cere să adăugăm în chip de trăsături de apărți ale echipamentului.
lucru care ne este foarte la îndemână, pentru că suntem proprietarii tehnologiei. Sunt o serie de patente acolo, dar esențialmente avem capacitatea de a răspunde cel mai rapid la cererile de adaptare și așa mai departe. În general, tot ce am adoptat la cererea unuia dintre parteneri a folosit tuturor. Evident, nouă, că am învățat, dar și faptul că am îmbogățit produsul. Poate aici pot să spun, este un produs categoric carrier class, este născut end-to-end IP, este în totală respectarea a normelor de carrier internet, este singurul din categoria lui care este deja verificat al treilea sau al patrulea an în acest forum de carrier internet, unde timp de o săptămână se fac conexiuni între absolut toți jucătorii importanți din domeniul comunicațiilor. E vorba de conexiuni, interconexiuni între soluții diferite. Paranteză, și în România am făcut teste în situații în care într-un anumit inel, într-un anumit ring, era un segment wireless, un segment fibră, un segment wireless al altui vendor din altă frecvență și așa mai departe. Toate lucrurile astea, până la urmă, au valoare numai în măsura în care, până la urmă, devin transparente pentru operator.